cine sunt aceste excursii? Care este, știu, prototipul turistului care vine în astfel de locuri? Cred că aceste branșuri tradiționale, îmbinarea cicloturismului cu branșurile tradiționale, cu degustarea de produse tradiționale, este deschisă pentru toți cei care vor să redescopere ceva care nu neapărat că s-a pierdut, dar care este din ce în ce mai rar. Și e vorba de oameni care vor să se simtă bine, să facă puțină mișcare în natură, să viziteze obiective turistice interesante și să deguste produse tradiționale autentice. Trebuie să ai bicicleta ta, poți să închiriezi aici una? Există și posibilitatea de a-ți închiria o bicicletă, dar dacă oamenii au bicicletele lor, sunt bineveniți cu bicicletele lor. Cei care vin aici, la ce costuri se pot aștepta? O călătorie cu trenul pleacă undeva de la 5 lei plus prețul de bicicletă și poate să ajungă dus întors oriunde în destinația Pădurea Craiului pe relația Oradea, zona Brătca, Defileul Crișului, Vadul Crișului, Șuncuiuș, 25 de lei maxim dus întors. Iar în ceea ce înseamnă degustarea de produse tradiționale și branșul tradițional în Bihor, acesta pleacă de undeva de la 35 de lei și poate să ajungă până la maxim 100 de lei în funcție de meniul pe care îl aleg cei care participă la aceste branșuri tradiționale. În județul Bihor, comunitățile locale știu să-și păstreze tradițiile și, în ultimul rând, știu să gătească și să prepare diferite mâncăruri, o slănină dintr-un porc crescut la casă, o brânză de la o stână unde oile pasc pe pășuni cât de cât nepoluate, au alt gust. Plecând de la faptul că există diferite obiective turistice, obiective monumente istorice, cum sunt bisericile de lemn, care păstrează autenticitatea de la secolul XVI-XVII, tehnica construirii lor, picturile din interior și, în ultimul rând, căldura cu care preoții parohi reușesc să primească turiștii, nu neapărat enoriașii. Și să nu uităm de comunitatea locală care are capacitatea asta de a fi gazde bune. Această inițiativă mi-a venit exact de la cei care doresc să facă mișcare, adică de la bicicliști și de la navetiști care fac zilnic naveta cu noi. Adică m-am întrebat dacă pot să găsesc o soluție prin care să transporte cu trenul bicicletele. Se lucrează la acest proiect de 7 luni și uitați că acum am reușit să ajungem la bun sfârșit, chiar să facem astăzi excursia de care cred că s-a bucurat toată lumea. Care credeți că sunt dificultățile acestui proces? Lumea este obișnuită cu ideea de a veni cu bicicleta cu trenul sau, eu știu, ceilalți care nu sunt cu bicicletă sunt, eu știu, speriați de ceea ce văd aici? Nu cred că sunt speriați și cred că este o inițiativă foarte bună pentru că sunt foarte mulți doritori. În prezent, într-un automotor, noi putem să adaptăm 30 de suporturi speciale pentru biciclete și îi așteptăm pe toți cei care doresc să călătorească cu noi împreună cu bicicleta și sloganul nostru este "Circulă civilizat și în siguranță tu și bicicleta ta", să călătorească cu noi. La cât ajung prețurile pentru un astfel de transport, pentru persoana plus bicicleta aferentă? Prețurile se împart pe 2 zone kilometrice, până la 100 de kilometri 2,90 lei, iar de la 100 de kilometri până la 200 de kilometri 4,80 lei de bani pentru o bicicletă. Și pentru pasageri? De exemplu, Oradea-Cluj, 20 de lei și 70 de bani, un bilet preț întreg, plus 4,80 lei prețul de bicicletă, pentru bicicletă. Ca să nu mai spunem că în trenul aveți internet wireless, aveți căldură, aveți toate condițiile. Da, avem toate condițiile ca să se circule civilizat. De fapt, asta ne și dorim și asta vrem să transmitem mai departe, că se poate. Suntem în curtea Bisericii Monument sau Biserica Bătrână, cum este numită de către localnici. Această localitate, Valea Crișului, este atestată pentru prima dată documentar în secolul al XV-lea și, de fapt, este un nume impropriu pentru că, înainte, această localitate a purtat denumirea de Valea Neagră, denumire care provine de la culoarea neagră a apei care străbate satul din cauza spălării zăcămintelor de cărbune. Noi ne aflăm aici pe un important zăcământ de cărbune. Din păcate, după cum bine știți, nu se mai exploatează acest zăcământ, numai că a rămas denumirea de Valea Neagră. Râul peste care vom trece imediat când vom merge la cămin poartă denumirea de Văle Negruța, de unde și denumirea acestui sat. Satul nostru mai este renumit pentru încă un lucru. În partea de nord a satului avem o rezervație naturală, paleontologică, este numită în sat Pietrele de Moară, dar de fapt denumirea este Calcarele cu Hipuriți, care este o arie declarată protejată și este unică în partea asta a Europei. Biserica Monument a avut pentru prima dată hramul Buna Vestire a Fecioarei Maria și datează din anul 1761, după 1935, când a fost ridicată biserica de piatră, care se află în sufletul satului. Ea a preluat hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, un hram des întâlnit în zona aceasta a județului nostru. După cum observați, biserica este construită pe o fundație din bolovan masiv de piatră, piatră de râu, are o lungime de 13 metri jumate și o lățime a navei de 4 metri jumate. Meșterul Groze Ilie a construit biserica până la nivelul grinzilor superioare, până la acest nivel de aici, înainte de a începe acoperișul, practic, și se pare că nu i-a ajuns materialul de construcție. De ce ai venit tu astăzi aici? Am venit pentru cursurile de biciclete cu care putem călători. Da. Ai mers cu trenul mai întâi? Da. Și după aceea pe unde ai mers cu bicicleta? Am fost aici prin zona asta, la Biserica de Lemn, acolo unde sunt tot felul de picturi vechi. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, mai mult mi-a plăcut biserica de acolo. Și călătoria cu trenul. Da. Cu bicicleta ai apucat să te plimbi? Da. Da. Pe munte? Da. Ai obosit? Da. Da. Mai vrei să mai vii? Da. Mulțumim. Ce le oferiți celor care vor să mănânce o mâncare tradițională de aici, din zona asta? Ce le dați de mâncare? De obicei, la noi se începe cu tradiționala pălincă. Pălincă de prune, mere, struguri mai puțin. După, un aperitiv făcut din produse tradiționale, slănină, clisă, cum îi spunem noi în zonă, caș, ceapă, cârnați în perioada de iarnă, în special cardaboș, tobă, plăcinta cu brânză făcută pe plită, brânză de oaie în special, unsă cu smântână împăturată. Asta merge la aperitiv, înainte de o supă. Supă de găină, ciorbă țărănească, perioada de iarnă, fasolea uscată cu ciolan, fasolea boabe sau fasolea cu păstăi, păsule cu gaci, fasole nu scăzute, o supă consistentă cu carne specială din porc, spată sau spinare, sarmale de dulce cu carne tocată, carne afumată, sarmale de post făcute cu soia sau ciuperci. Se fac supe de la fasolea verde, cum e acum, și salată care se fac obligatoriu fără carne. Facem mâncarea cu rântaj. La noi este, nu se mănâncă ciorbe limpezi, cum e vorba, aproape nimic, în afară de supa de tăiței, Supa de carne, nimic nu se mănâncă fără rântaș, consistentă, cu smântână, dacă se poate, cam jumătate cu apa, cu tot lichidul. Desert, cornulețe cu majun, miere de prune, cum îi zice la noi aici în zonă, coșulețe, cornulețe, cozonac cu nucă, cu brânză de vaci, brânzoici, foarte multe se pot. Haioșul tradițional, aici la noi, cu brânză dulce, de obicei asta.